Dumnezeu ne vorbește prin pilde. Pildele ne apropie de Dumnezeu prin exemple grăitoare de viață. Pilda zilei. Nu-i pentru tine Biblia, zise odată un om către un creștin ortodox. Eu am auzit pe unii dintre învățații noștri spunând că Biblia-i o travă pentru cei neînvățați. De unde știi dumneata că-i miere sau o travă ceea ce citești în Biblie? Dar dumneata, răspunse creștinul ortodox, când cer la cărciumă băutură îndulcită, de unde știi că Ion Crâjmarul a băgat în ea zahăr sau nu? Păi o gust și văd că-i dulce și-mi place. Apoi vezi, răspunse creștinul, așa fac și eu. Citesc Biblia și văd că-mi place. Cuvintele ei sunt gâtlejului meu mai dulci decât mierea, așa cum ne învață Psalmul 118 cu versetul 103. Și apoi, omule dragă, dacă ar fi o travă ceea ce citesc, apoi, cum se face că de când citesc în Biblie, în loc să mă prăpădesc, m-am lăsat de băut, de fumat, de sudalme și alte răutăți? Omul rămânsese pe gânduri și de astăzi începu să citească și el în Biblie. Pilda zilei.